Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Neconvențional. Invitata acestei emisiuni este doamna Corina Camelia Burghele, doctor în științe etnologice și folclor, deținătoarea unei diplome de școală postdoctorală. Doamna Corina Camelia Burghele are o foarte mare pasiune pentru cercetarea culturii tradiționale din nord-vestul României. Bine ați revenit în studioul nostru, doamna Camelia Burghele. Bine v-am regăsit, mă simt ca acasă aici, îmi place tare mult. Ne bucurăm că vă simțiți ca și acasă și vă mulțumim încă o dată pentru informațiile pe care ni le aduceți de fiecare dată și pentru faptul că ne faceți să ne simțim oarecum mai legați de acasă. Mă bucur. Dacă asta se întâmplă, înseamnă că mi-am atins scopul. Mă bucur tare mult. Cu siguranță vă atingeți scopul de fiecare dată, pentru că telespectatorii noștri ne transmit foarte multe mesaje în ceea ce vă privește. Subiectul emisiunii de azi este legat de activitățile țăranului român la început de primăvară. Înainte însă de a discuta despre muncile de primăvară, spuneți-ne, vă rog, doamna doctor în științe etnologice Camelia Burghele, cum reușea țăranul român să știe cum va fi vremea, care perioade sunt propice pentru muncile agricole? Doar știm cu toții că prognoza meteo nu le era așa de la îndemână cum este acum. Cu certitudine nu se putea uita nici pe internet, nici nu avea o aplicație specială pe smartphone sau ceva de genul acesta. Dar mie îmi place să spun, atunci când vorbesc despre țăranul din satul tradițional, pe care eu l-am numit de atâtea ori țăranul smart, adică țăranul iscusit, țăranul isteț, țăranul de-a dreptul șmecher, dar șmecher în sensul acela bun al cuvântului, adică cel care prinde din zbor orice fel de noutate și știe să o adapteze, să o folosească așa cum trebuie. Deci îmi place să vorbesc despre țăranul acesta smart ca despre un țăran care este un specialist într-o știință pe care mi-aș permite să o numesc calendarologia sau ceva de genul acesta, chiar dacă este un barbarism din punct de vedere gramatical. Adică, cu alte cuvinte, era un mare specialist al calendarului. Un calendar pe care, în fond, chiar el însuși l-a făcut și l-a adaptat vremurilor în care a trăit. Sigur, vorbesc aici de zeci, poate chiar sute de generații, dar în orice caz, într-o perioadă foarte, foarte lungă. Deci nu degeaba dumneavoastră vă exprimați la adresa țăranului român ca fiind țăranul smart. Cu siguranță nu. Era cu adevărat un țăran foarte isteț, care știa foarte bine să experimenteze. Să experimenteze, după aceea să vadă dacă rezultatul este bun sau nu. Dacă rezultatul nu era bun, cu certitudine îl lăsa deoparte, dar dacă rezultatul era bun, îl mai aplica și a doua oară, și a treia oară, și când deja probabil că avea 100 de aplicări de genul acesta, putea să îl fixeze, cum spunem noi etnologii, să îl fixeze cutumiar, adică deja acel bun câștigat devenea o obișnuință. O obișnuință care era după aceea transmisă din generație în generație. Astfel încât copiii învățau de la părinți, părinții învățau de la părinții lor și așa mai departe, și astfel se transforma și se transmitea toată această știință din generație în generație, astfel încât țăranii au învățat la un moment dat foarte bine când e cel mai bun moment să iasă la arat, când e cel mai bun moment pentru semănat, când e începutul pentru fiecare astfel de muncă. Și spun asta și este foarte important să ne gândim că trebuie să fi inovat și să fi adaptat în acest sens foarte mult și de-a lungul unui interval temporal foarte lung, pentru că teritoriul care este actualmente acoperit de ceea ce noi numim România, este impropriu să vorbim despre satul tradițional întotdeauna ca despre România, este satul tradițional românesc, dar acest teritoriu foarte larg are și câmpie, are și deal, are și munte, se găsește mai la mare, mai în nordul țării și sigur că timpul era... Aici vreau să ajung, timpul era diferit.
Adică primăvara venea altă dată în Maramureș și altă dată la malul mării, să spunem, altă dată în Făgăraș și altă dată în Câmpia Română. Și atunci țăranul din satul tradițional avea mai multe date, mai multe momente în care începea lucrările agricole, de exemplu. Dar el știa acest lucru. El a observat că vine primăvara mai târziu cu 2 săptămâni în nord decât în sud și atunci știa să adapteze calendarul exact la trebuințele lui. Este foarte important să știm că toate aceste observații fac parte dintr-un soi de calendar popular în care reperele foarte, foarte frumos iubesc din tot sufletul calendarul popular, calendarul acesta zămislit de țăranul din satul tradițional. Deci reperele erau și sărbători religioase, și sărbători precreștine, și momente pe care el le-a considerat momente de reper, astfel încât noi, modernii, dacă am privi acest calendar tradițional, am spune că este un talmeș-balmeș. Dar pentru țăranul din satul tradițional, el avea o logică aparte. Pentru că țăranul din satul tradițional nu credea că este, eu știu, o diferență foarte mare sau un antagonism între o sărbătoare populară și o sărbătoare religioasă, de exemplu. După cum magia și religia se înțelegeau de multe ori foarte bine în satul tradițional. Și atunci el a gândit acest calendar popular în care meteorologia avea un sector aparte, se suprapunea foarte frumos peste toate celelalte momente ale calendarului. Și pentru că m-ați întrebat de meteo, să ne amintim, nu, că la începutul anului de Sfântul Vasile, de anul nou sau de bobotează, în diferite momente, în diferite sate, se făcea acel calendar de ceapă sau se ghicea vremea sau se știa că dacă de bobotează trece vulpea peste vale, adică este înghețată apa dintr-un râu, va fi un an bun tot anul, pentru că era logic și era firesc ca la bobotează să fie gerul bobotezei și apa să fie înghețată, nu? Deci erau tot felul de practici din acestea, divinatorii se numesc ele din punct de vedere etnologic, adică de ghicire a timpului, care l-ajutau foarte mult pe țăran să știe când este momentul cel mai prielnic pentru fiecare dintre operațiunile agricole. Foarte frumos ne-ați explicat, doamna doctor Camelia Burchele. Din păcate, azi condițiile climatice s-au schimbat atât de mult încât cu siguranță ne este foarte dor de gerul bobotezei, ne este foarte dor de valea înghețată. Însă țăranul de azi cu siguranță are la îndemână alte mijloace care să îi spună cum va fi prognoza meteo, cum va fi vremea și ce anume va putea face în perioada următoare. Spuneți-ne, vă rog, când începeau efectiv muncile de primăvară? De unde știa țăranul când să le înceapă? Așa cum spuneam, el avea o viață comunitară, zilnică, cotidiană, foarte legată de meteorologie. Și este firesc să fie așa dacă ne gândim la satul tradițional ca la o societate agrară, sau mai bine spus agropastorală. Adică țăranul din satul tradițional din asta trăia și era normal să știe exact din aceste observații la care am făcut eu trimitere adineauri, să știe când să înceapă toate aceste munci agricole. Dar ele începeau, muncile acestea, începeau în niște intervale de timp, nu începeau la o dată fixă, ci începeau în niște intervale temporale mai largi. În orice caz, un prim reper era ziua de 1 februarie, atunci când era ziua lui Trif Nebunul sau ziua Sfântului Trifon, de exemplu, cel care era considerat în satul tradițional românesc ca un fel de patron al viilor și al livezilor. Cred că aceea este prima dată din calendar în care oamenii începeau să se gândească în termeni de agricultori, aș zice eu. Era primul moment în care oamenii ieșeau în afara satului, acolo unde erau livezile și viile, și începeau să le afume. Atunci se făcea afumatul livezilor și al viilor, pentru că se știa că acest Sfânt Trifon sau Sfântul Trif asigură și protecția livezilor și viilor împotriva dăunătorilor.
Adică oamenii credeau că dacă afumă atunci, în momentul acela, viile și pomii fructiferi, nu vor mai fi tot felul de gângănii din acelea, nici nu știu exact cum se numesc eu, că nu mă pricep la asta, care să distrugă recolta, să distrugă pomii, să distrugă via și așa mai departe, filoxera și toate celelalte, cum le numim noi moderni astăzi. Erau primele fumigații în vii și în la pomii fructiferi. Dar aș vrea să vă reamintesc că nu de mult a trecut Dragobetele, acel Dragobete care spuneam eu tot aici într-o emisiune la televiziunea dumneavoastră, nu are atât de mult conotațiile senzuale, amoroase, erotice pe care noi modernii le dăm, ci are mai mult niște valențe fertilizatoare și de fecunditate. Și să ne amintim că atunci, în 24 februarie, nu se sărbătorea atât de mult în nordul țării Dragobetele, cât se sărbătorea un moment care se numea cap de primăvară. Și atunci când era cap de primăvară, era un alt moment în care începeau tot așa muncile agricole, pentru că la fel se făceau fumigații, era un alt moment în care se făceau fumigații, se afumau, se făcea fumăgaie, se numesc în satele românești, unde mă duc eu să mai vorbesc cu femeile mai în vârstă, se făceau fumăgaie în livezi și în jurul casei, în grădini, oriunde trebuiau să rodească pământul, se făceau astfel de fumăgaie care să alunge odată spiritele rele și de cealaltă parte să alunge efectiv, biologic, aș putea să spun, dăunătorii. Deci, iată deja două momente care, după ce erau trecute, se știa că este liber la muncile agricole, dacă pot să spun așa. Deci, afumarea pomilor chiar avea rezultate, deci dăunătorii dispăreau. Cu siguranță. Foarte bio, da, se tratau. Sigur că da. E oarecum și o logică internă în tot acest proces, dar eu am mai povestit tot așa în emisiuni anterioare cât de importantă era și o logică magico-rituală pentru țăranul din satul tradițional. El literalmente credea în toate aceste lucruri și cred eu că ne putem permite să spunem dacă cu adevărat credea se și întâmpla acest lucru. Dincolo de faptul că există totuși și o latură în spatele acestor lucruri, care ține, cum spuneam, de observațiile de fiecare zi care dădeau rezultate. Cu siguranță, dacă ei credeau, înseamnă că au avut anterior rezultate și acest lucru i-a determinat până la urmă să creadă că ceea ce fac este bine. Spuneți-ne, vă rog, care erau muncile? Cine muncea din gospodărie? Ei, în debutul muncilor agrare lucrau în mod special bărbații și e firesc să se fie întâmplat așa, pentru că primele munci agrare, însemnând aratul și semănatul, erau totuși niște munci foarte dificile și foarte grele din punct de vedere fizic. Țăranul lucra fizic, nu atât de mult cum lucrăm noi acum stând în birou. Literalmente țăranul muncea fizic și era foarte important să aibă și o condiție fizică deosebită și să se și hrănească în mod corespunzător. Și primele munci agrare erau eminamente masculine, dar sigur cu ajutorul femeilor. Și mă refer aici, în primul rând, așa cum spun, la arat și la semănat. Acum, primul ieșit la arat și primul ieșit la semănat, iarăși erau niște momente speciale în tradiția populară. Nu erau atât de banale cum le socotim noi astăzi, când se iese cu tractorul, eventual cu niște utilaje super digitalizate, de ce nu, în multe părți. Și în curând cu drone, probabil. Exact, și toată această operațiune a devenit foarte seacă, foarte mecanică, sigur, mult mai productivă, trebuie să spunem și cealaltă latură, dar lipsită de acea poezie a începutului, pe care cu siguranță o avea primul arat și primul semănat. Ei se ieșea prima dată la hotar, la ogor,
în haine albe, albul acela al purității. Întotdeauna plugul era sfințit cu apă sfințită înainte de prima ieșire, ca să se obțină astfel și o protecție a divinității. Iar primul fecior care ieșea în ogor cu plugul era întotdeauna sărbătorit. După aceea se făcea o adevărată sărbătoare în sat și el era felicitat pentru că a fost primul care a avut curajul să facă acest lucru și era considerat ca fiind cel mai harnic fecior din sat. De obicei, feciorul acesta foarte harnic era și șeful acelei cete de feciori, indiferent cum s-or fi numit aceste cete de feciori și în satele sălăjene, care organizau colindatul înaintea Crăciunului și care organizau după aceea danțurile acelea în care le invitau pe fete și constituiau momentele frumoase, nu, ale tineretului din sat. Deci feciorul acela avea o alură specială, un statut special în lumea satului tradițional. Semănatul, aratul semănatul, primul lucrat al pământului, era așadar de o importanță foarte, foarte mare. Ei se asigurau de protecția divinității și era considerată o sărbătoare a întregului sat. După primul fecior, sigur, ieșeau toți ceilalți feciori din sat, bărbații mai ales, la arat și la semănat, dar și femeile erau foarte importante, pentru că deseori femeile veneau în spatele animalelor care trăgeau plugul. Să ne reamintim că noi vorbim de acel sat tradițional în care aratul se făcea cu plug de lemn, cu plug cu coarne împins de feciori și cu toate aceste atelaje agricole trase de animale. Iar femeile aveau un rol foarte important și copiii de multe ori, pentru că mânau aceste animale, iar când, de exemplu, grapa trebuia să fie mai grea ca să poată grăpa mai bine ogorul, femeile și copiii se urcau pe grapă ca să apese prin greutatea lor și prelucratul pământului să se desfășoare așa cum trebuie. Iată cât de multă inventivitate avea acel țăran smart, cum l-ați denumit dumneavoastră, și cât de frumoase erau obiceiurile trecute, este adevărat, în care obiceiurile vremurilor trecute, vremuri în care întreaga familie ieșea la munca câmpului, întreaga familie de țăran, pentru a-și asigura traiul pe viitor. Spuneți-ne, vă rog, doamna doctor Camelia Burghele, legumele cultivate în grădină erau și atunci, așa cum sunt și acum, foarte importante în alimentație. Dacă acum cumpărăm cu toții răsaduri de la diferite sere, pentru că suntem emancipați și prea puțin dintre noi ne mai producem răsadurile, cum se descurcau țăranii pe vremuri cu răsadurile de care aveau nevoie în grădinile de legume? Ei, acolo iarăși e o adevărată poveste și de data aceasta este o poveste eminamente feminină, pentru că facerea răsadniței, în satele sălăjene răsadnița se numește melegar. Deci facerea melegarului lângă grajd era un adevărat spectacol în satul tradițional sălăjan, de exemplu. Îmi face mare plăcere să vorbesc cu femeile mai în vârstă, pentru că cele mai tinere nici nu știu să facă melegarul acum, pentru că preferă să cumpere răsadurile nu gata făcute sau să semene direct în grădină, acum sunt solarii, sunt sere peste tot. Dar altădată, când aceste invenții încă nu pătruseră în lumea satului, sigur că obținerea răsadurilor era foarte importantă. O dată calendaristică, să mă leg în continuare de calendar, dacă așa am început emisiunea, era 25 martie, ziua de Buna Vestire. Ei, până la Buna Vestire nu se mișca nimic în grădina de legume, pentru că era prea devreme și orice fel de germinație era amenințată cu înghețul. Dar după ce trecea Buna Vestire, femeile începeau deja să se gândească la facerea acestui melegar. Melegarul însemna o ridicătură de pământ peste care se punea un strat gros de bălegar proaspăt, acel bălegar proaspăt care avea toate calitățile germinației, era și umed și cald de multe ori atunci când îl scoteau din grajd și deasupra lui se pregătea un pat special de gunoi amestecat cu pământ, în care se semănau semințele, care după aceea erau acoperite cu o bucată de nylon, de-a dreptul mi se spune mie acum, prinsă în capete cu niște pari, în așa fel încât frigul să nu intre, și se crea un soi de efect de seră, am spune noi acum modernii, care știm să ne explicăm
din acea iscusință despre care vorbeam, pe care o avea țăranul, smart, nu-i așa, până când plantele ieșau. Acum, sigur că acest melegar se făcea foarte aproape de grajd, foarte aproape de gura grajdului, pe acolo pe unde se scotea de altfel gunoiul, astfel încât el să poată fi reîmprospătat de câte ori trebuia și, cum spun, era exclusiv apanajul femininului, adică doar femeile se ocupau cu aceste lucruri. Ei, acolo pe melegarul acesta, femeile își desenau adevărate sectoare, erau mari specialiste în așa ceva și puneau sămânța de porodici, cum se spune la noi, pe un șir, după aceea sămânța de poprici, mi se spune tot așa mie, după aceea se punea sămânța de varză, dar se punea acolo sămânța de cureți de primăvară, ăla era primul care ieșea. Și femeile știau exact care sector este ocupat de fiecare din aceste semințe și erau tot timpul verificate până când ieșau. Dacă cumva le-au semănat prea des, ele puteau să fie rărite, dar mi se spune mie niciodată nu înainte de a avea 2-3 frunze. Și asta se știa. Și sigur, când toate aceste răsaduri din răsadnița asta specială, făcută de femei, creată de femei, erau suficient de mari, ele erau luate de acolo și transplantate pe straturi, în grădină, dar și acest lucru se făcea numai atunci când vremea era suficient de bună. Știau de multe ori acest lucru atunci când apăreau primele mușuroaie în grădină. Când apăreau primele mușuroaie, înseamnă că coropișnițele, cum se spune la țară, știau că pot să anunțe deja primăvara și atunci femeile transplantau aceste mici plăntuțe în grădină și își asigurau straturile. Sigur că era o adevărată poveste și în spatele acestor răsaduri cum se obținea sămânța. Adică noi trebuie să ne gândim că femeile erau foarte grijulii și toamna pregăteau această sămânță, recoltau această sămânță din legumele coapte, în așa fel încât primăvara să poată face melegarul și să poată după aceea transplanta plăntuțele proaspete, plăpânde în grădină. Deci iată că întreaga natură contribuia până la urmă la grădina de zarzavat, la grădina de legume ale femeilor, ale țărancelor. Și imediat după Buna Vestire sau Ziua Cucului, cum îi se mai spune, aveau curajul să-și pună semințele ca să obțină răsadurile de care aveau atât de mare nevoie. Foarte frumos ne-ați explicat și mă gândesc cu câtă grijă trebuiau ele să-și obțină semințele acelea, presupun că din cele mai frumoase legume, din cele mai bine coapte, nu? Sigur, trebuiau să fie legumele foarte bine coapte, le puneau după aceea la uscat, le aranjau, le netezeau și le îndepărtau părțile uscate care nu erau folositoare. Le puneau după aceea, de obicei femeile își făceau special pentru acest lucru niște trăistuțe, străiți, cum le spune, niște trăistuțe micuțe din pânză, în așa fel încât niciodată să nu fie umed acolo la semințe și știau fiecare sămânță de care e, din care soi, când trebuie semănată. Era o întreagă filozofie și atât de mult le place femeilor când le întreb despre aceste lucruri. Când trebuie să spună povestea semințelor și răsadurilor, sunt foarte mândre pentru că, așa cum spuneam, doar femeile știau să facă acest lucru, bărbații n-aveau de ce să se amestece în așa ceva și era mare mândrie să ai primele porodici în sat sau să le ai pe cele mai frumoase sau cele mai roșii. După aceea era o întreagă filozofie cu udatul lor, cu îngrijitul lor, cum le culegeau pepii de pe ele, cum le stropiau cu piatră vânătă, cum făceau acea stropitură specială pentru roșii, pentru varză. Era o filozofie întreagă și trebuie, cred eu, să avem un respect suplimentar față de cel pe care oricum îl avem față de femeia din satul tradițional românesc, care, dincolo de faptul că mergea la câmp cu soțul ei, asigura hrana pentru toată familia, țesea și cosea pentru întreaga familie, creștea copiii întotdeauna,
păstra curățenia în gospodărie, dincolo de toate aceste munci, mai avea suplimentar și grija acestei grădini micuțe din spatele casei, a grădinii de legume cu tot ce însemna acolo, și trebuia să știe la marele fix când se întâmplă fiecare din aceste operațiuni, din aceste munci agricole din grădinuța ei micuță de zarzavat, în așa fel încât să aibă cele necesare pregătitului mâncării, pentru că, știți, spun așa, pentru o încheiere rotundă a povestei zarzavaturilor, de ce nu, din satul tradițional, nu, era mare rușine pentru o femeie gospodină să nu aibă ce pune în oală din grădina ei. Adică era mare rușine să te duci la piață să cumperi morcov sau varză sau roșii și să nu le ai tu din producție proprie, cum am spune noi acum. Te râdeau vecinele, cum să nu ai tu la tine în grădină ce-ți trebuie să pui în oală și să poți face mâncarea din tot ce produci tu. Și atunci era și un soi de instanță morală această grădină de zarzavat. Adică te râdea lumea dacă nu aveai o grădină de zarzavat curată, îngrijită și cu tot ce trebuie ca să poți face mâncare pentru întreaga familie. Iată deci că țărâncile smart reușeau să asigure perpetuarea speciilor până la urmă, pentru că aveau grijă de semințe, aveau grijă ca acestea să fie bine îngrijite, bine recoltate și să asigure perpetuarea speciilor de legume și de zarzavaturi. Foarte frumoasă această poveste. Dar spuneți-ne, vă rog, legat de animale, creșterea animalelor, era cu siguranță o activitate foarte importantă pentru țăranii. Când începea anul pastoral la țăranul român? Da, și cu animalele e o întreagă poveste, însă de data aceasta este împărțită între femei și bărbați. Vedeți? În satul tradițional românesc a funcționat extraordinar de bine un mecanism al complementarității. În satul tradițional românesc nu s-a pus niciodată problema în satul arhaic, desigur, că femeia ar vrea să fie mai emancipată decât era, sau femeia ar fi vrut să uzurpeze cumva rolul bărbatului. Fiecare avea rolul lui și aceste roluri nu erau niciodată antagonice. Femeia nu se simțea prost, nu se simțea în minoritate sau marginalizată, pentru că ea avea rolurile ei de când e lumea și pământul. Erau și acestea extrem de importante în gospodărie. La fel de importante ca și cele masculine, evident. Dar se mergea tot timpul pe această complementaritate de gen. Femeile completau ceea ce făceau bărbații și bărbații completau întotdeauna ceea ce făceau femeile. Nu se certau niciodată între ei de la rolurile pe care le aveau foarte bine stipulate în familia tradițională. Așadar, era normal ca femeia să nu se ocupe, de exemplu, de turma de oi și de creșterea oilor, era apanajul exclusiv al bărbaților. La fel cu bărbații, nu se intruzionau niciodată, eu știu, în subiecte gen punerea cloștelor, care erau iarăși rolul exclusiv feminin. Și atunci se știa că anul pastoral începea de obicei la St. George. St. George-ul, 23 aprilie, este considerat debutul anului pastoral. Atunci era primul moment în care oile puteau să fie scoase afară. Era momentul în care începea o altă muncă istovitoare din satul tradițional românesc, și anume oieritul, creșterea oilor. Ei, acum ciobanii sau păstorii sau păcurarii, cum se numeau ei în satele arhaice din Sălaj, de exemplu, erau tocmiți mult mai repede. Ei erau tocmiți la anul nou. De obicei la anul nou, sigur cu mici variațiuni, uneori la bobotează, dar de cele mai multe ori, când se încheia anul, s-a încheiat cu Crăciunul, ne-am veselit de Crăciun, am mers la biserică, intrăm într-un nou an, știm că trebuie să vină primăvara, bărbații satului se adunau de obicei în curtea bisericii. Curtea bisericii are iarăși o poveste absolut minunată. Toate evenimentele importante se întâmplau în proximitatea bisericii, adică în curtea bisericii sau pe podul dinaintea bisericii, din fața bisericii. Acolo se întâlneau bărbații și stabiliau care vor fi păcurarii pentru anul care va începe în primăvară, de obicei după St. George sau la St. George. Păcurarii erau tocmiți. Fiecare familie care avea oi în turmă
Poate că aveau mai multe turme, satele bogate aveau câte două, trei turme, sau singura turmă din sat, după caz. Atunci erau, fiecare familie așadar contribuia cu ceva și atunci erau tocmiți păcurarii pentru un întreg an pastoral, dar încă o dată spun, nu un întreg an calendaristic, ci un întreg an pastoral, care începea la St. George și se termina tot acolo. Foarte interesant, erau niște lucruri foarte riguroase pentru țăranul din satul arhaic românesc. Și atunci, aceasta era, cum spun, treaba bărbaților. Ei știau exact toate aceste lucruri și nu prea era gospodărie care să nu aibă 6, 8, 10 oi. Oile erau foarte importante pentru că odată se recolta lână atunci când se tundeau oile și ea era esențială pentru că o torceau femeile și făceau toate acele lucruri groase de care aveau nevoie în timpul iernii, țeseau lână și făceau toate, cum spun, lucrurile groase. Aveau mare nevoie pentru că iernile erau mult mai friguroase atunci, dar și miei de la aceste oi erau foarte important. Toate familiile încercau să ajungă la un asemenea nivel economic de bunăstare încât să poată tăia un miel de Paști. Iar după aceea, oile erau foarte importante pentru că erau mulse și dădeau cașul și brânza, care iarăși asigurau o bună parte a alimentației. Brânza, care era foarte bine conservată în ticuri, în recipiente de acelea de lemn care țineau până toamna, târziu, trebuiau să țină, să poată conserva această brânză. Aceasta este așadar povestea bărbaților cu oile, dar în timpul acestea femeile erau foarte ocupate primăvara cu pusul cloștelor, nu? Pentru păsările de curte. Sigur că da, și păsările de curte erau importante și asigurau o bună parte din alimentație, iar țăranii trebuiau să se asigure că vor avea pui ca să-și poată asigura hrana. Sigur că da. Când se puneau cloștele? Ei, cu cloștele iarăși e o poveste absolut savuroasă. Doamne, ce frumoase lucruri îmi pot povesti femeile la țară. Cloștele se pun în principiu atunci când pică cloște, când stau ca și cloște. Dar ca să și zâmbim puțin, femeile spun că atunci când vine preotul la bobotează să le sfințească casele, e foarte bine să îl rogi pe preot să stea puțin pe un scaun. Puțin, zice doamnă, numai un pic, numai să se așeze pe scaun, că atunci stau și cloștele pe ouă, așa cum preotul stă pe scaun, așa stau și cloștele pe ouă. De asta spun că au o savoare absolut specială poveștile acestea. Ei, ouăle erau pregătite din timp. Țăranii din satele sălăjene erau niște țărani săraci, noi trebuie să recunoaștem cinstit acest lucru, așa că femeile adunau din timp ouăle, nu prea se risipeau ouăle, adică nu prea se făcea omletă cum facem noi acum din 4-5 ouă și tot a doua zi, nu. Femeile aveau grijă de ouă și le puneau bine deoparte ca să aibă un număr considerabil de ouă pe care să le poată pune sub cloșcă, știut fiind că nu din toate ouăle ieșau pui. Asta este, randamentul nu era atât de ridicat ca acum. Dar fiecare ou era căutat să se vadă dacă este bun pentru pus sub cloșcă, tocmai pentru că nu se risipea nimic în sat. Și femeile se uitau la lampă la el, îl țineau așa în mână și se uitau la lampă și el, cum este puțin transparent, vedeau embrionul din el și dacă avea bumb, adică dacă se vedea embrionul în el, înseamnă că era un ou viabil și era pus deoparte și era pregătit pentru a fi pus sub cloște. Ei, cloștele când stăteau cloște, se luau și li se făcea cuibar din paie, într-o cutie, într-o lădiță, în ce se punea, și erau puse acolo pe ouă. Întotdeauna ouăle trebuiau să fie în număr par, pentru ca din ele să iasă și puicuțe și cocoș, adică să se poată realiza cuplul, că dacă nu era cuplul, nu se mai asigura fecunditatea și fertilitatea speciei, nu? Și se puneau întotdeauna în număr par. Și femeile aveau mare grijă să nu cumva să pună cloște când era mort în sat, când cineva tocmai a murit în sat, nu? Pentru că atunci mureau și puii. Și își spuneau una alteia să aibă grijă dacă auzeau că a murit cineva în sat recent, să nu pună mort până când îl îngropau pe mort, și numai după aceea își puneau cloșca pe ouă. Așadar, erau o serie de astfel de obiceiuri, de tradiții, dar de lucruri observate în timp, care asigurau
ieșitul puilor și asigurarea acelor pui mici de găină pe care femeile și asigurau din producție proprie, ca să spun așa. Cloșca era dusă în casă și era tare mare grijă de ea, adică ea era ținută împărătește la căldură, lângă sobă, sau se mai punea supat, dacă avea loc supat, pentru că cloșca era destul de agresivă, ea își păzea ouăle, nu știa ea altceva, și femeile aveau mare grijă de cloșcă, îi dădeau să mănânce pe jos tot felul de firmituri și îi dădeau de multe ori să mănânce și ouă fierte, bucăți de ou fiert, ca să o vitaminizeze, să o hrănească, să-i dea proteina necesară, pentru că ea, săraca, trebuia să stea acolo deasupra ouălor, să le încălzească, în așa fel încât să asigure condițiile optime pentru scosul puilor. Și puii după aceea erau foarte mult avut grijă de ei, adică în ziua în care cloșca scotea puii, nici nu se mai ducea nicăieri femeia de acasă, stătea să verifice, să scoată puii așa cum trebuie, erau foarte prețioși acești pui, că venea după aceea uliu și ducea și era o întreagă poveste și cu creșterea puilor mici. Erau foarte importanți puii din multe motive. Odată că trebuiau să aibă, când creșteau, găini pe care să le folosească, sigur, pentru alimentație, pentru făcutul supei, nu? Nici nu se făcea de multe ori supă dintr-o găină întreagă, iar din pui nici nu se făcea niciodată supă, adică era un sacrilegiu să tai un pui, cum facem noi acum. El era lăsat să crească, să se transforme în găină, cum am spune noi acum, ca să facă și producția de ouă la un nivel foarte, foarte înalt. Dar puiul era foarte important pentru că de multe ori când ajungea la o greutate mare, când ajungea la maturitate, era dus în piață și vândut. Femeile sărace vindeau de multe ori câte o găină tânără în piață și le părea așa de bine că puteau să obțină niște bănuți pe ea, bănuți cu care își cumpărau după aceea, ce credeți, mărgele și zgârți și câte un batic din acela frumos de păr adus de la târgul fetietăului. Era, nu aveau altă sursă de venituri săracele femei și atunci ouăle și găinile erau o sursă foarte importantă atunci când se vindeau în piață. Deci, vedeți cât e de important tot acest mers al lucrurilor în comunitatea și în gospodăria tradițională, de la început până la sfârșit, de la naștere până la maturitate, până la obținerea unor foloase economice, financiare pe munca proprie, indiferent unde se derula această muncă, cine o derula. Era totul foarte, foarte bine echilibrat, foarte bine gândit dinainte, în așa fel încât viața să se poată derula în niște condiții normale și să fie cât mai puține perturbări în viața cotidiană, în viața de zi cu zi. Iată așadar cum țăranul acesta pe care doamna doctor Camelia Burghele foarte frumos l-a denumit țăranul smart, era cu adevărat extraordinar de isteț și reușea să asigure atât hrana din cereale, legume, cât și partea care provenea de la animale, respectiv ouă, caș, lapte, smântâna și carnea, efectiv. Vă mulțumim foarte mult pentru această incursiune în timp, pentru aceste povești cu adevărat uimitoare despre țăranul din satul tradițional, despre lumea din care provenim și despre felul în care cândva, în trecut, absolut totul era cultivat și crescut bio. Acel bio după care noi azi alergăm și nu reușim decât extrem de rar să fim convinși că sunt cu adevărat bio. Și eu vă mulțumesc tare mult pentru ocazia pe care mi-o dați, pentru această oportunitate, cum se spune astăzi, nu? Să evoc întotdeauna o lume care pentru mine a fost și după 25 de ani de teren în satele sălăjene rămâne în continuare absolut fascinantă. Sunt povești absolut savuroase, formidabile, grozave din satul sălăjan, care este un rezervor nesecat. Întotdeauna găsesc ceva nou după atâta timp și după ce am bătut, cred că fiecare sat din Sălaj,
încă mai găsesc povești savuroase la femeile cu care stau de vorbă și vreau să vă mulțumesc în mod special pentru că îmi dați ocazia să fac aceste pledoarii pentru inteligența și pentru bunul simț și pentru mintea ascuțită a țăranului din satul tradițional, pe care a fost o perioadă, nu, în care l-am marginalizat foarte mult, l-am minimalizat foarte mult, dar iată la cărui înțelepciune ajungem acum, pentru că putem să demonstrăm că avea o minte extraordinară și noi de multe ori moderni nu facem acum în modernitate, exact așa cum foarte bine ați spus, decât să ne întoarcem la acea vârstă bio pe care altădată am minimalizat-o, am marginalizat-o, de ce nu chiar am denigrat-o, nu? Am creat chiar și acea expresie nu fi țăran, adică nu fi... Iar acum demonstrăm din contră că țăranul era unul foarte deștept, foarte bine intenționat și cu foarte, foarte mult bun simț. Vă mulțumesc așadar pentru ocazia pe care mi-o dați să fac această pledoarie pentru satul tradițional Sălăjan. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea Neconvențional, având-o ca invitată pe doamna doctor în științe etnologice Camelia Burghele. Vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit, iar până data viitoare, numai bine!